Cătălin Tălontan, jurnalist Gazeta Sporturilor, în direct cu noi acum prin telefon. Bună seara, mulțumesc foarte mult! Bună seara, stați ascultat ce am de spus, nu știu dacă o să mai mulțumiți la sfârșit. N-am vrut să vorbesc prea mult astăzi, pentru că a vorbit justiția pentru fiecare dintre noi, asta s-o cutim noi la Gazeta Sporturilor, pentru fiecare cetățean român, nu doar pentru jurnaliștii care s-au ocupat de caz. Și dacă ascultăm ce a spus justiția, noi auzim următorul lucru. În 2009, trei televiziuni, ProTV, Antena 3 și Realitatea TV, i-au vândut știri Monicăi Acobriții pe bani publici. Urmarea este astăzi, când 11 oameni au fost declarați vinovați, dintre care doi, inclusiv ministrul de atunci, Monicăi Acobriții, merg la închisoare. N-ar fi rău să se gândească și cei care au vândut atunci știri, nu acuz reporterii sau prezentatorii, ci pur și simplu cei care au făcut acest lucru, unde s-a ajuns, pentru că au vândut știri, adică au văzut încrederea oamenilor care se uită la ei. Nu vreau să vă supărați, este tot ceea ce am vrut să declar în momentul ăsta față de acest caz despre care noi am scris încă de acum 6 ani de zi. Vă mulțumesc frumos, o zi bună! V-aș fi rugat totuși să-mi spuneți dacă aveți impresia că de fapt aici a fost vorba despre incompetență din partea doamnei Riții sau a fost reavoință de la bun început? A vorbit justiția despre asta. Și justiția nu sancționează cu 5 ani de închisoare pe cineva pentru incompetență, câtă vreme consecința acestei incompetențe n-a fost, să spunem, criminală sau n-a terminat un dezastru. Justiția a hotărât că aici a fost vorba despre corupție și despre hoție. Și câtă vreme justiția hotărăște asta, indiferent că este vorba de Riți, de Voiculescu, de Udrea sau de oricine altcineva, cred că decizia instanței, în cazul Udrea nu există, dar zic așa, dar am dat și eu niște nume care s-au vehiculat sau unele care chiar au primit decizie definitivă, decizia instanței mi se pare sacră. Da, când vorbeați mai devreme despre vânzarea de știri, vă referiți la contracte sau ar fi fost cum făcută această vânzare? A, dacă vreți să intrăm în acest subiect, s-ar putea să nu terminăm până diseară. Pe contracte, ați evident. Ați făcut unele afirmații și v-aș ruga să ne și lămuriți. Păi, vi le lămuresc. Vă rog. De 6 ani încercăm să le lămurim. Mă întrebați acum cum mă întreba Riți în 2009 tot la Realitatea. Eu nu spun că Realitatea sau Antena 3 sau ProTV au ocultat subiectul, că ei l-au relatat, că jurnaliștii și-au făcut treaba. Dar și-am întrebat acum 6 ani, dar cum probați? Păi prin contracte. În contracte scrie că se vând știrile. Și se puneau orele la care trebuie vândute știrile cu operațiunea 2 mai. De alminte, în interval de câteva zile doar, conform monitorizărilor, s-au vândut 300 de știri. De 300 de ori a fost promovat, relatat numele Monicăi Acobriții în zilele respective. Și de vreo 20% din cazuri în știrile video, inclusiv numele Elenei Băsescu. Deci așa au vândut televiziunile știri, pe contracte. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Cătălin Tolontan, pentru această intervenție și pentru afirmațiile pe care le-ați făcut. Este până la urmă...